Valul de proteste împotriva creșterii prețurilor RCA continuă. Transportatorii maramureșeni și-au manifestat nemulțumirile în stradă încă de la primele ore ale dimineții. Un bulevard din Baia Mare, unde s-a desfășurat acțiunea de protest, a fost închis mai bine de 5 ore. Dis de dimineață, sute de șoferi maramureșeni au protestat la Baia Mare împotriva creșterii prețurilor RCA. Protestul a fost organizat de către Sindicatul Șoferilor Maramureș, care au menționat încă de ieri că la acest meeting vor participa un număr de până la 500 de persoane, cu 50 de autocamioane, 20 de autocare și 50 de taxiuri. Și la Cluj-Napoca, un protest spontan a paralizat traficul pe drumul național 1 timp de mai bine de 4 ore. Transportatorii au blocat DN1, care leagă Cluj-Napoca de Oradea, spre disperarea celorlalți participanți la trafic. Sau fac grevă? Posibil și asta. Și în altă parte. Da? Da, da, da. Nu, dar nu da, dacă atunci aia. Ce spun eu pentru taxele care puse în plătească, știi? Nemulțumirile șoferilor sunt legate de prețurile polițelor RCA, care au crescut nejustificat de mai multe ori în ultimii ani, în unele cazuri chiar și cu 300%. Această situație ar putea duce în pragul falimentului firmele mici de transport rutier din România. Numai în ultima lună, mai multe proteste ale transportatorilor au avut loc în mai multe orașe din țară. Reprezentanții transportatorilor se vor întâlni miercuri cu reprezentanții guvernului în încercarea de a găsi o soluție în ceea ce privește nemulțumirile transportatorilor.